Expoziția intitulată Păsări migratoare în patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina continuă seria de activități culturale inițiată acum mai bine de un deceniu și care își propune valorificarea patrimoniului muzeal. Expoziția Păsări migratoare, pe care noi am realizat-o în perioada aceasta, este pregătită special și pentru începutul noului an școlar. Deci pentru elevii care sperăm să se apropie de muzeu și să o viziteze. Așa cum se poate observa, la fiecare dintre aceste păsări migratoare, fie că sunt migratoare pe timpul iernii, vin la noi, deci din luna noiembrie până în martie, sau ăștia sunt oaspeții de iarnă, sau din martie până în octombrie-noiembrie, care sunt oaspeții de vară. La aceasta ne referim când spunem păsări migratoare, deci care vin obișnuit de la latitudini mai mari către latitudini mai mici. Ele fac parte din patrimoniul muzeului, toate aceste piese, peste 1050 de piese realizate pe parcursul a mai mult de 5 decenii de activitatea muzeului. Muzeul de Științele Naturii pune la dispoziția vizitatorilor prin afișe mai multe informații despre păsările expuse, astfel vă puteți îmbogăți cultura generală. Din fericire, sucevenii și nu numai își fac timp și pentru un strop de cultură, arătându-se interesați de a cunoaște modul de viață al acestor păsări. Copii, tineri, adulți, cu toți au trecut în ultima perioadă pragul muzeului. Ne-am gândit să organizăm această expoziție, să urmăm, de fapt, un ciclu început cu un deceniu în urmă. Colecțiile ies din anonimat. Deci, practic, să prezentăm publicului vizitator o mică părticică din colecțiile muzeului nostru. Înțeleg că în ultimii ani nu a mai fost o astfel de expoziție, nu la Suceava? Cu această tematică, nu. Adică privind migrația, mecanismul migrației la păsări. În ce perioadă pot vizita sucevenii această expoziție? Această expoziție, din momentul de față, până în data de 25 septembrie, ea poate fi vizitată de către public. Cei care încă nu v-ați făcut drum pe acolo nu ar trebui să ratați o astfel de expoziție. Sunteți așteptați zilnic de marți până duminică între orele 10-18, iar luni între orele 9-16. Ceea ce mai trebuie să știți e că Muzeul Științelor Naturii deține un patrimoniu ornitologic realizat pe parcursul a 50 de ani, din principalele tipuri de ecosisteme terestre și acvatice din nordul Moldovei, păsări pe care le veți putea vedea și în cadrul altor expoziții. De asemenea, cei pasionați de păsări sunt așteptați duminică începând cu ora 9 la Shopping City Suceava. În cortul amplasat în parcare pentru a admira și chiar pentru a cumpăra porumbei ornamentali și de agrement, păsări de curte, găini de rasă, rațe, gâște, bibilici, păsări exotice, canari, papagali, păuni, fazani și iepuri de rasă. Târgul de păsări și mamifere mici de curte este realizat în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Păsări și Mamifere Mici de Curte, Fantezia Țara de Sus și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Suceava.